Crea de asemenea locuri de muncă, deci pe lângă dezvoltarea economică și a infrastructurii locale, ar crea și locuri de muncă. Și oamenii n-ar mai fi nevoiți să plece aiurea pentru a câștiga banii necesari în întreținerii familiei. S-ar rezolva și niște tensiuni sociale. Tensiuni sociale, desigur că așa se-și dorește, în primul rând, cetățeanul de rând. Dar suntem foarte strâns legați de spațiul răsăritean, care știm că 98% din resursele energetice ne vin din Rusia și însăși Uniunea Europeană cam tot pe atâta importă și ea. Ne vine greu să facem această aderare, să luăm această decizie. Mai ales că am citit un pasaj aici, desprinderea de spațiul post-sovietic de Rusia și, în primul rând, eliberarea de clauze economice și politice. Plus de aceasta, mai ales în context energetic. În ce privește eliberarea de clauzele politice, suntem de acord, dar clauze economice, cum am mai menționat și domnul Șelaru, dependența față de Rusia, va fi cam dificil să rezolvăm această problemă și mai ales că asta vrem noi sau nu vrem, are legătură și cu politica și cu mai ales și un șantaj politic se face pe baza aceasta. Credeți că o să reușim să ne desprindem noi de dependența Rusiei? Dacă este voință politică, bineînțeles. Dacă se va dori acest lucru, se va reuși. Și aici, politicul, până la urmă, este condiționat de către votul cetățenilor. Dorințele cetățenilor nu pot fi ignorate. Cum trebuie să înțelegem dialogul acesta dintre ambasadorul Rusiei de azi cu Zmin, cu autoritățile din Chișinău, cărora le promite că dacă învoim ca Rusia să aibă pe teritoriul Republicii bază militară, atunci gazele noastre le vom procura ieftin de la deși. Asta e un șantaj, din punctul meu de vedere, e un șantaj economic, un șantaj pe față. Și nu pe mult timp. Dacă ar fi fost ceva voalat, da, aș fi fost de acord, dar această chestiune pusă atât de tranșant reflectă ceea ce s-a vrut un șantaj economic pentru ca să se reorienteze politica externă a Republicii Moldova, mai ales că România, cât și Statele Unite au fost acuzate că intervin în treburile interne, dar în politica Republicii Moldova. Dar nu ăsta este principal scopul discuției noastre de astăzi. Eu vreau să identific în cadrul, deci cu ajutorul dumneavoastră împreună, să identificăm problemele comunităților locale din această zonă. Cartea, menirea cărții acestei este de a prezenta celor interesați avantajele integrării Uniunii Europene și modul în care pot fi accesate, deci proiectele necesare prin care pot fi accesați acești bani europeni, care aduce în comunitate să ridice nivelul de trai. Cât de mult s-a schimbat nivelul de trai în România, să spunem chiar în localitatea dumneavoastră, de la intrarea României în Uniunea Europeană? Și sau dacă aveți exemple concrete, ce proiecte s-au realizat, ce s-a schimbat? Fiind rușean, vreau să vă spun că stau, locuiesc în orașul Huș, dar lucrez în cadrul școlii din comuna Stănilești. Foarte mult. Deci influența Uniunii Europene este vizibilă atât la nivelul orașului Huș, cât și la nivelul comunei Stănilești. Dacă aș lua numai comuna Stănilești, în ultimii 4 ani de zile, 5 ani de zile, au fost construiți kilometri de drum asfaltat, deci ceea ce era odinioară, un drum de pământ pe care se găseau aici coropetice de piatră, astăzi este un drum asfaltat. Personal am lucrat la școală și lucrez încă la școala Pogănești. Ca să ajung acolo eram nevoit să fac zilnic naveta. Dacă seara apăreau câțiva nori deasupra Hușilor, trăiam un coșmar, pentru că a doua zi realizam dacă va ploua, drumul acela de pământ se va muia, iar microbuzul nu va mai reuși să ajungă în localitate. Noi fiind nevoiți să ne deplasăm, profesoare, se deplasăm pe jos, din noroi. Deci a fost asfaltat acest drum de la Gura Văii, Pogănești, Chersăcoso,
Este o rută ocolitoare prin care poți să ajunge de la Stăneliș direct către Reșești, 14 km sau peste 14 km asfaltați. De asemenea, cu fonduri europene au fost construite două școli, au fost reabilitate alte trei, se construiește un stadion, deci are loc aducțiunea cu apă, canalizare. Deci acești bani au venit și sunt, sunt folosiți în dezvoltarea infrastructurii. Asemenea, sunt asigurate locuri de muncă, s-a dezvoltat învățământul, cultura. Apropo, pentru că vine vorba de construcția viaductului la Stănești, noi am făcut parte, Mingirul, din același proiect transfrontalier. Când s-a dat în exploatație viaductul și canalizarea? Știu că apă curentă, deci apă, există de acum 3 ani. Am început odată. Și totul e bine. E ok cu apă? Da, se extinde. Deci se merge. Proiectul pentru că aceste proiecte de cooperare transfrontalieră se întâmplă până în 2013. Pentru că în același timp s-a început și la noi. Și s-a dus la capăt numai viaductul. Analizare nu are. Și concluzii. Și banii sunt aceiași europeni. Cum credeți? De ce în România s-a făcut? E vorba de implicare în proiecte. Deci modul în care primarii, administrația locală, mă refer la primar, comunitatea, consilierii locali se implică în întocmirea acestor proiecte, care sunt într-adevăr dificil de realizat, dar cu consultanța unor firme de specialitate, ele pot fi realizate. Este într-adevăr mai greu la primul proiect, dar după aceea se capătă experiență și primăria reușește singură să își îndocumească aceste proiecte, să reușească să implementeze proiectul, să obțină banii necesari realizării proiectelor propuse. Eu vreau să vă întreb pe domnul Băiuș, că am lucrat cu tânăra generație. Ce orientare are tânăra generație? Este pro-europeană? Nu? Cunoaște ea despre Uniunea Europeană sau nu are idee? Dacă simțiți acest lucru sau dacă ați discutat cu ei pe această temă? Da. Interesantă întrebare și vedem să o discutăm probabil mult timp. Stimați colegiate, și vreau să accentuez. Și am să ajung și la problema care a abordat-o domnul Șalăsătlan. Înțelegeți dumneavoastră, omul când vede, parcă îi se bucură. Și atunci din ce a văzut, pe urmă nu s-a realizat, el se întristează. Fiindcă așa e firea noastră. Înainte de a face ceva, omul se uită în gust, dormeam să fac asta, am cu ce, mă duc în gol, am să fac. Și când ajunge o leac și nu iese să se ducă pe lucru până la capul, se împotmolește și vine indiferența. Iată această indiferență basarabeană pe mine mă mănâncă. Nu știu ce au coace pe dânsul. Probabil de atâția ani de zile a muncit, a făcut și uită de unde vine și ce face. Atâta timp cât a să uite că ficiorul lui vine din el. El vine dintr-un bunel, dintr-un străbun. Și atâta timp nu-ți dă seama că acest tânăr, fiul, fiica, are și el o perspectivă, înseamnă că nu mai înțeleg cum să facem lucrurile acestea. Da, Europa ne dă. Păi eu nu-mi închip, ne dă și noi nu acceptăm. Și dacă acceptăm și începem să facem ceva, nu ducem până la capăt. Mai departe, chipurile că rusul ne dă și dacă ne dă rusul, înseamnă că e bine. Dar cât ne-a dat rusul, eu nu-mi închepe, când ne-a dat rusul, nu m-a luat de la noi. Acum Europa a început să ne dăie și noi nu acceptăm. De ce, dragi ascultători, iată ce vreau să spun eu. Dați cale liberă. Eu câteodată le spun discipolilor mei, iată ajung la problema care a pus-o Svetlana. Bă, băieți, duceți-vă mai acasă, sunteți de acum mari. Ați venit la liceu, sunteți viitori oameni de cultură, voi iluminați, nu numai pe voi, dar iluminați pe tată și pe bunică. Du-te mai acasă, dragul meu, și el pe tăticul de gât spune, tată, uite ce faci, uite unde se duce lumea. Fă cumva ca eu să mă uit acolo unde trebuie să mă uit. Nu mă mai ține în halul ăsta. Fă așa ca să mă uit unde trebuie să mă duc și ce să fac. Nu mă ține. De atâta cât oamenii noștri n-a să înțeleagă ce să facă, pe cine să voteze, așa o să trăim. Poate să ne aducă Europa bani cu saci. Și banii ăștia vor fi
furați și intră și nu se va înțelege nimic. Și Europa o să întoarcă odată de la noi, dacă noi nu se vrem să facem lucrurile acasă. Mai departe, tineretul. Stau și mă gândesc de atâta timp și le spun la toți, mai oameni, hai să facem o școală, mai. Știu că nu depinde de rețele, știu că nu depinde de noi. Ajunge polițianul anul 2 și se duce de acolo. Eu un exemplu simplu vă dau. Un licean din Europa își alege singur cursurile. El are, trebuie să aibă 6 discipline, nu mai mult. Își alege cursul, își alege profesorul și face carte serioasă. Noi îmbibăm elevii noștri cu 13 discipline și din dânsele nimic. Și apoi mai vine direcția școlii și spune elevul unui, se ducă fără ca copilul acesta să discute cu tata și cu mama acasă ce vrea. Păi și atunci vreți integrare europeană pe ce bază? Iată, tânără generație, vreau să lumineze și pe bunel și pe, eu știu, și pe tată și pe mamă. Iată ce pot eu să vă răspund la această întrebare și sperăm în ei. Avem o mare speranță ei, dar ce fac ei? Eu țin minte, în secolul XIX se duceau fii de boierași. Se duceau la Paris, se duceau la Roma, mai rar se duceau mai mulți cei de printre aceea, se mai duceau și pe la Berlin. Dar avem mare cultură venită și din Germania. Să ne gândim la Eminescu și apoi încoace și ajung și la Goga și așa mai departe și la Blaga. Acum eu le zic, până, mulți din voi se duc peste hotare. Avem elevi și pe la Sorbona și pe la Oxford. Și nimeni nu vine acasă. Nimeni de ei nu vine acasă. Păi aceia se duceau, făceau cursuri în Europa și veneau și luminau poporul nostru. Stăteau aici, mureau aici. Ai noștri se duc și uită de noi. Păi, dar eu nu văd un viitor. Hai să facem acest viitor tinerilor, dacă mă aude cineva dintre voi. Vă mulțumesc. Da, din păcate ați abordat părerea celor care, problema celor care pleacă și nu mai revin. Cred că eu sunt un caz fericit. Am fost în Bulgaria, am făcut studii, am fost în Belgia, am făcut practică și am revenit în Moldova. Nu știu, o să văd. Băi, trebuie să nu te duci, să nu te vede inima pe ei. Băi, să sperăm că Moldova va fi și ea în Europa. În continuare, luăm o scurtă pauză, după care revenim la discuția noastră. Dumneavoastră, nu ezitați să sunați la numărul de telefon 66271. Dacă aveți întrebări invitațiilor noștri pe subiectul pe care l-am abordat. Apelurile sunt gratuite și cele mai bune întrebări vor fi premiate cu cărți și reviste aduse de domnul Ștefan Plugaru. Să nu vă uitați de el, domnule. Mare că nu faci, stai.